crime, accidente și fraude bancare sunt doar câteva dintre evenimentele din domeniul criminalistic ce caracterizează săptămâna care tocmai se încheie. Sunt Corina Malcocean și vă prezint cele mai răsunătoare cazuri din rubrica Săptămâna 112. Să începem! Cu siguranță, cea mai tulburătoare noutate din această săptămână este crima comisă în plină zi la terasa unei cafenele din capitală. Victima, un cetățean turc, membru al unei grupări criminale internaționale, a fost împușcată de un bărbat care se deplasa cu o bicicletă electrică. A doua zi după omor, oamenii legii au identificat și audiat doi complici ai infractorului, a declarat pentru Newsmaker șefa secției comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției, Deana Fetco. Ministrul de Interne, Adrian Iefro, susține că principalul suspect în acest caz se află încă pe teritoriul Republicii Moldova. Din datele noastre operative, se află încă pe teritoriul Republicii Moldova. În acest context au fost avertizați colegii de la Inspectoratul General Poliției de Frontiere, au fost expediate consemne. Este un control sporit la toate punctele de trecere a frontierei. Au fost întărite patrulele pe sectoarele verzi a frontierei, astfel încât noi depunem maxim efort ca persoana să fie localizată și reținută. Potrivit lui Efros, filtrele de verificare și monitorizare au fost instalate inclusiv pe traseele care duc spre regiunea transnistreană. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, le-a declarat jurnaliștilor că victima a fost reținută de două ori, dar magistrații au eliberat-o din cauza tergiversării procesului judiciar. Bărbatul dat în căutare de Interpol a rămas în libertate, întrucât în privința lui nu s-a luat o decizie cu privire la extradare. În plus, victima a solicitat azil politic în țara noastră. Oamenii legii examinează două versiuni, reglări de conturi între clanurile mafiote și eliminarea unui martor într-un dosar. Moldoveanul extrădat din Federația Rusă la începutul acestui an, după ce împreună cu amanta l-a omorât pe soțul acesteia, a fost condamnat la 16 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Bălți. Crima a fost comisă într-un sat din raionul Râșcani în anul 2008, când victima revenise acasă din Portugalia pentru a face reparații în casă. Speriați că relația lor amoroasă ar putea ieși la iveală, soția și amantul au decis să-i pună capăt zilelor bărbatului. Într-o noapte, femeia l-a ademenit pe acesta într-o anexă din gospodărie, unde a fost bătut și omorât prin sugrumare. Ulterior, cei doi au îngropat cadavrul la un kilometru depărtare de casă, osemintele victimei fiind găsită de feciorul său peste câțiva ani. După comiterea crimei, amantul a fost dat în căutare, însă acesta se refugiase deja în Federația Rusă. În luna martie, bărbatul a fost extradat în Moldova după ce a fost reținut la Moscova, unde era într-o relație de concubinaj cu o altă femeie. Soția victimei a fost condamnată în 2022 la 10 ani de închisoare. Descoperire macabră în capitală. Un bărbat a fost găsit în stare inconștientă de către un chișinăuian care alerga în dimineața de 12 iulie pe o alee din sectorul Ciocana. Îngrozit, acesta a sunat la numărul unic de urgență 112. Ajunși la fața locului, medicii de pe ambulanță au constatat decesul bărbatului. Trupul neînsuflețit va fi supus expertizei medico-legale pentru a stabili cauza exactă a morții. Pe corpul acestuia nu au fost observate semne de moarte violentă. A fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Totodată sunt întreprinse măsuri pentru a identifica victima. Tot în această săptămână, un om a murit, iar trei au fost răniți în urma unui tragic accident produs în data de 9 iulie în orașul Dondușeni, după ce un BMW a derapat de pe traseu și a intrat într-un copac. Imaginile cu automobilul făcut zop au fost publicate de oamenii legii. Șoferul a murit în drum spre spital, iar ceilalți pasageri, un tânăr de 21 de ani și două minore de 12 și respectiv 16 ani, au fost grav răniți. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Un ucrainean dat în căutare internațională de către autoritățile de drept din Tajikistan a fost reținut în Chișinău. Bărbatul de 38 de ani, expert în domeniul IT, era bănuit de comiterea unui furt în proporții deosebit de mari. Acesta ar fi furat 2.200.000 de dolari dintr-o instituție bancară. Oamenii legii susțin că acesta ar fi comis o serie de infracțiuni asemănătoare în Tajikistan. Suspectul a fost plasat în penitenciar și urmează să fie extradat. Acestea au fost știrile din săptămâna 112. Rămâneți în continuare cu Newsmaker și nu uitați, siguranța mai presus de toate. La revedere!